Din 1998. M-am trezit într-o dimineață decupat. Partea stângă nu mai exista. Din ce în ce evoluează în rău boala. Mă mișc mai împiedicat. La 54 de ani, Bogdan Rădulescu este pensionat medical din cauza sclerozei multiple. Teribila boală neurodegenerativă care afectează peste 10.000 de români nu are leac. Tratamentele doar încetinesc evoluția. Aproape nici voință nu prea mai am. Cam pesimist. Un ajutor psihologic mă prinde foarte bine, zic. A fost ultima oară la psiholog? Nu mai știu. Cred că un an, doi. Nu prea pot să-mi permit. Nu știa că poate face lunar două ședințe gratuite de consiliere psihologică dacă ia trimitere către un psihiatru din ambulatoriu. Andrei Cucu îi plătește soțul mai multe ședințe. Crede că pe orice bolnav l-ar ajuta să discute cu psihologul, să nu fie doborât. Oamenii din jurul meu ar zice că sunt nebună. Nu sunt nebună, tăchică, mă duc că așa simt eu nevoie și așa am înțeles că e bine. Este o nevoie de destigmatizare a chestiunii că dacă merg la psiholog sau la psihiatru sunt nebun. Tulburările de anxietate și depresia sunt la cote alarmante. Mi-e greu să stau și în picioare. Pentru cei cu scleroză multiplă, kinetoterapia este esențială. Bolnavii au dreptul la 20 de ședințe gratuite pe an, dar ar trebui să facă permanent. Puțini își permit să plătească peste 1.000 de lei pe lună. Noi la Colentina am deschis în luna iulie un compartiment de recuperare medicală neurologică de 15 paturi. Se adesează tuturor pacienților cu boli neurologice și diverse sechele. Este poate o picătură într-un ocean. Pachetul de servicii care este reglementat de contractul cadru conține și kinetoterapie și servicii conexe acordate de psiholog, trebuie văzut concret cum este cel mai bine să fie, astfel încât bolnavii să aibă acces. Și cei care au grijă de bolnavi, de obicei apropiații, cer sprijin printr-un manifest public. Avem aici un mesaj, da, de multe ori simt că mă sfârșesc, este disperarea celui care vede că cel de lângă el trece printr-o situație grea, nu știu cum să ajute. Nu i-a învățat nimeni să facă injecții. Pacienții sunt recunoscători pentru progresele din ultimii 7 ani. Acum au multe dintre tratamentele moderne pe care le pot ridica din 20 de centre. Unii fac însă și 100 de kilometri lunar pentru medicamente, dar speră să le poată primi curând mai aproape de casă.